Mulțumesc. Fac o probă așa, întâi de toate, dacă m-auziți. M-auziți până în spate, se aude foarte bine. Sunt atât de drăguțe microfoanele acestea că îți dau proximitatea aceasta, nu mai... Distanța nu poate separa oamenii. Eventual așa, inimă cu inimă se poate separa, dar distanța nu are posibilitățile acestea. Noi suntem după o pandemie întreagă, eu vă mărturisesc sincer că sunt un răsfățat azi, faptul că vin aici. N-am mai fost la mare de mult și n-am mai fost aici de mult, pentru că a venit pandemia și nu a fost simplu nicăieri. Mai albim și unii și alții față de toate câte s-au putut întâmpla. Nu le uităm. Eu cel puțin, sigur că sunt așa straturi, ca la copaci. Dacă tai copacul, vezi că s-au adăugat straturile acelea. Nu zic că am suferit mult, dar totuși am suferit mult. Pentru alții întâi de toate, pentru mine, pentru noi, pentru toate lucrurile care s-au întâmplat. Și sigur că lucrul acesta și are valoarea sa, în sensul că s-ar putea că Dumnezeu să fie rânduit să vorbesc acum și nu acum 4 ani, pentru că un om care a trecut prin mai multe are o altă capacitate de a spune lucrurile. Acum vă spun că sunt un răsfățat aici, pentru că am învățat în pandemia aceasta să mă bucur de fiecare moment. Deci faptul că sunt cu dumneavoastră aici, efectiv pentru mine o sărbătoare. Simt și din atmosferă, așa, a comparat cu un doctorat, orice moment important de viață e un doctorat până la urmă. E chiar mai important decât doctoratul până la urmă. Pentru că dacă reușești cu adevărat să faci ceva valabil și autentic, lucrul acesta are bătaie mai lungă decât studiile de doctorat. Are bătaie în veșnicie. Așa că, pe de o parte, voi încerca să răspund, adică să fiu prezent aici conform exigențelor deopotrivă academice, pentru că suntem într-un spațiu academic. O să mă îngăduiți deopotrivă, o să vă rog să mă îngăduiți, să vorbesc așa de la suflet, pentru că îmi dau seama că în viața bisericii avem teribilă nevoie să nu teoretizăm viața noastră, ci să o trăim concret cu posibilitățile ei. Cu posibilitățile ei cele mai mari. Acum, așa a fost un preambul. Acesta este un volum care a apărut cu ceva ani în urmă. Când m-am uitat aici pe ce dată a apărut, m-am speriat. Pentru că au trecut 9 ani de atunci. E uimitor. Vă spun sincer cum a apărut acest volum. Eu am avut un gând pur și simplu după ce am scris Teologie Ortodoxă Știință acum și mai mulți ani în urmă. Am avut așa o pornire a inimii, am spus, Doamne, dacă îngădui să scriu ceva și în apologetică, pot să plec liniștit în această viață. Cumva am atins cam ce vroiam. Ce vroiam, de fapt? Personal, mă simt și în continuare, mă simt, deși s-au petrecut cu mult timp în urmă, sunt un convertit, adică cineva care, a cărui viață era orientată diferit, care nu știa neapărat de Dumnezeu. Pe la 20 de ani s-au precipitat lucrurile și intrând în facultatea de teologie am avut 2 opțiuni. Fie să arunc totul la gunoi din tot ce a fost până atunci, fie să convertesc în Hristos. Am ales calea a doua și după aceea, într-adevăr, făcându-mi studiile pe zona asta de teologie ortodox știință, mi-am dat seama ce forță extraordinară a fost în viața bisericii, faptul că cei mai mari oameni ai bisericii au știut nu să arunce la gunoi, ci să convertească lucruri care nu erau încă îmbisericite, să spunem așa, și să se nască o valoare extraordinară și o creativitate extraordinară pentru viața bisericii. Părintele l-a numit pe Sfântul Vasile cel Mare, care e paradigmatic cu albinuța aceea, care azi se dovedește științific că nu greșește. Înțelegeți? Alege de peste tot, dar nu greșește. Este extraordinar. Sfântul Vasile cel Mare avea în față o probă teribilă de viață. A transmis-o și copiilor, tinerilor și așa mai departe în vremea lui. Învățământul era păgân în marea lui majoritate. Da? Deci în clipa când intrai în școala aia, trebuia să primești toate învățăturile. Tot ce se petrecea acolo. Și aveai 2 posibilități. Eu să ocolești școala și să spui eu sunt creștin, mă pun la adăpost. Vedeți, în secolul respectiv deja începe și monahismul acesta și retrage din lume. Foarte mulți se manifestă că oamenii nu puteau să ducă Duhul Lumii, cu ușurință cel puțin. Fie luai lucrurile de acolo și începeai să le transformi. Sfântul Vasile cel Mare a ales să le transforme și de-aia e paradigmatic pentru noi. Adică îndemnul lui de atunci este valabil foarte clar și azi. Pentru că și azi, ori te ascunzi din lume, ori începi să transformi lucrurile acestea cu discernământ. Dar ceea ce vreau să vă spun despre Sfântul Vasile este că a avut încredere în discernământul fiecăruia în parte. Adică a invitat pe toți oamenii să-și exercite discernământul. În sensul că fiecare prin viața bisericii, poate să facă exercițiul acesta.
Și atunci biserica a câștigat enorm. În loc să fie o realitate care fugea din lume, deși ea nu e din lume, cumva e și așa, nu e nici din lume, dar e în lume, da? În loc să fugă, de fapt a asumat lumea și a transformat-o. Și noi azi vorbim de secolul acesta de aur, să spunem așa, cu Sfântul Vasile cel Mare, Ioan Gură de Aur, Grigorie teologul, dar vieții de ei ce or fi resimțit la vremea respectivă, la ce strâmtorare a fost în vremea respectivă, da? După Constantin 325, să spunem că lumea a răsuflat ușurată, puteai să fii creștin, dar în același timp astăzi ne uităm cu îngrijorare la faptul că din momentul respectiv au intrat atâția în biserică încât s-a diluat foarte mult conținutul de trăire al bisericii. Și suntem atâtea veacuri mai târziu și încă ne resimțim într-un fel sau. Bun, asta ca o introducere să înțelegem că filonul acesta apologetic în biserică, sincer, pentru mine un moment istoric aici, vă spun de ce. Puteți, din tot ce spun eu, să nu rețineți decât câteva cuvinte. Tot ce voi spune eu azi va fi, se poate acoperi cu câteva cuvinte. Apologetică egal teologia apologiilor. Da? Rețineți doar schema aceasta. Apologetică egal teologia apologiilor. Asta a fost propunerea mea, contribuția mea la învățământul românesc și la devenirea apologeticii noastre. În urmă cu 9 ani. Dar ca să-mi încheie ideea de atunci, l-am rugat pe Dumnezeu, Doamne, dacă se poate, aș scrie ceva în apologetic. Și am întâlnit niște oameni foarte vii care puteau să contribuie cu ceva. Dar n-a fost să fie așa. Și după aceea aflu că Patriarhul Bisericii noastre cere unui colectiv, adică cere domnul Adrian Lemeni, care scrisesem până atunci, să facă o echipă și să se purcea de la treabă să se nască o lucrare, un manual pentru facultățile de teologie. Deci dacă m-aș fi grăbit, aș fi scos o lucrare, să spunem, printre nu știu câte altele. Dar așa am primit apelul bisericii și atunci, vă dați seama, potrivirea era prea pronunțată, spunem așa, mi-am permis răsfățul pur și simplu să propun ce am crezut eu mai bine că se poate propune pentru ca apologetica să iasă din statutul acesta de cenușăreasă, actual, în continuare. Nici nu știm pe unde să o localizăm prin programa facultăților de teologie. Vă spun sincer, oamenii sunt foarte încurcați cu zona asta de apologetică. Profesorii sunt foarte încurcați. Studenții nici nu mai știu pe unde sunt. Pentru că în unele facultăți apologetica intră în zona de dogmatică, ai apologetică sau teologie fundamentală și teologie fundamentală, adică descoperirea și argumentarea, apărarea fundamentelor credinței, da? Cu ajutorul rațiunii, deseori se vorbește de lucrul acesta, când nu e disciplină separată. Iar când e disciplină separată, sigur că investirea e un pic mai largă, dar întotdeauna, adică cred că a rămas singură, un fel de cenușăreasă, dar știți cum cenușăreasă la care n-a mai venit prințul niciodată, știți, deocamdată cam așa s-a petrecut. Adică tot cauți cumva să oferi oamenilor viață și prin acest fel de teologisire, ori ea era tributară unui mod explicativ, în sensul că Dumnezeu trebuie să le demonstrezi oamenilor că Dumnezeu există. Și lucrul acesta s-a făcut cu mijloace filozofice, depășite. Deci cine citește partea aia, e foarte bun pentru istoria ideilor, dar nu e mai mult decât atâta. Și îl iei pe studentul teolog și spune, învață asta, uite, ăia spun așa, tu spui așa, ăia spun așa, tu spui așa. Mersi, sunt pe grupuri din astea pe Facebook de dialog cu atei și cu nu știu ce, am pierdut șirul la câte idei au și câte, nu așa, câte idei putem să avem noi. Am discutat odată cu unul care mi-a spus, este pilot de avion. Și am spus, să știți că sunteți foarte curajos, n-aș avea curajul noastră așa să conduc așa. Dar vă dați seama, un ateu, deci un om care era o delimitare așa, așa, n-avea nicio problemă să se pună, cum să spun, în toată dificultatea acelei meserii. Spune, părinte, stai, să liniști că nu eu singur îl conduc, sunt aparatele care mă ajută. Vă dau exemplu de codificare diferită a oamenilor. Și se pune întrebarea, care este cel mai bun apologet astăzi? Bine, încep cu începutul. Dacă nu a ajuns încă, n-ar prea simțit-o, acum intru în... așa. Ascultă. Perfect. Avem apologii în viața bisericii. Adică ceea ce numim noi niște scrieri care se ocupă cu a apăra. A apăra ce? Asta rămâne de lămurit. Vă pun și o întrebare firescă. Îl putem apăra pe Dumnezeu? Da. Da sau nu? E responsorial, da? Dacă întrebă, înseamnă că poate avem și răspunsuri. Ce avem noi? Pe cine trebuie să apărăm? Sau ce trebuie să apărăm?
Credința, de exemplu. Da? Credința. Întrebarea e dacă are nevoie. Întrebarea e dacă Dumnezeu are nevoie de apărare. În orice caz, atât cât putem noi intui, este că se descurcă bine în a se apăra singur. Da? De exemplu, Mântuitorul, când era în primejdie de moarte și s-au gândit cum să-l apere, a spus, da, dar aș putea să cer de la Tatăl atâtea legiuni de îngeri și așa mai departe. Dar s-a lăsat în continuare purtat. Nu ai avea putere dacă nu ți s-ar fi dat ție. Da? Deci e o mare taină. De fapt, lucrarea aceasta lui Dumnezeu în lume și prin oameni. Da? Deci, dacă ne uităm la apologiile din viața bisericii, pentru că să știți că există apologii în viața bisericii, adică există scrieri, de fapt au existat intervenții chiar așa orale, să spunem așa, în fața împăraților, celor care conduceau, celor care aveau puterea, erau oameni care de la diverse epoci au luat curajul și au zis, uite, eu vorbesc pentru tuturor, pentru toți, în numele tuturor, să apărăm, pur și simplu, să apărăm ce? Să știți că apologeții apărau vieți. Întâi de toate. Creștinii erau persecutați. Erau martiri. Dacă vă uitați la Sfântul Iustin, martirul și filozoful, și filozoful, da? Martirul e clar. I-au luat viața pentru asta. El a apărat. Filozoful de ce? Pentru că el făcuse toată viața filozofie și a zis cea mai bună filozofie e creștinism. În sfârșit am găsit cheia filozofiei, să spunem, împlinirea filozofiei. Așa că a purtat în continuare mantou din acela de filozof în societate, a ținut școală de filozofie, dar le vorbea teologic. Îi deschidea către teologie. Și atunci s-a și strecurat în societatea aia care altfel nu l-ar fi acceptat. Nu era ușor să faci școală de creștinism pe vremea respectivă. Da? Cu martirile care erau. Veneau așa perioade repetate, să spunem așa. Există și alte apologii care nu ne sar în ochi. De exemplu, Sfântul Grigorie Palama are niște numitele triade, triade isihas, să spunem așa, triade care s-au ocupat cu afirmarea căii isihaste. Triadele acestea sunt niște scrieri, în franceză sună și mai bine, adică îi sună mai ușor, apropo de apologie, Défense des Saints Isihastes, adică apărarea sfinților isihaști, sfinților care se liniștesc, care se nevoiesc. Da? Deci, aceasta este o apologie. Poate n-a fost văzută în literatura noastră ca o lucrare de apologetică, de apologetică, apologie, vedem imediat diferența, dar cu siguranță este. Pentru că în preambulul ei n-am mai putut să port cartea cu mine, așa că erau bagajele limitate, dar vă spun ce scrie pur și simplu în prefață, spune, am încercat să nu răspund, să nu mă bag. Da? Era un călugăr Valam care, hai ca să folosim un termen academic, vă spun propoziția și pe o traduc, da? Acorda o valoare soteriologică filozofiei. Cu alte cuvinte, considera că trebuie să faci neapărat filozofie ca să mergi pe calea mântuirii. Da? Așa înțelegea el. Și spunea, voi monahilor, dacă nu faceți studii filozofice, monahii și tot omul, până la urmă, orice om, nu vă deschideți către cunoaștere. Și rămâneți în obscuritățile voastre, pentru că la un moment dat devenea aproape acuzator, așa, și răstălmăcitor. Și Sfântul Grigorie Palama nu l-a băgat în seamă vreme, așa, dar la un moment dat spune, dar m-am hotărât să scriu Doamne, și se adresează direct în prealbul, Doamne, întărește-mă, dă-mi cuvânt, ajută-mă să pot să răspund pentru a justifica în fața acestui om temeiurile credinței noastre. Da? Deci, el vorbește de apărarea sfinților isihași, pentru că își dă seama că isihasul mă duce la sfințenie. Apără, de fapt, calea prin care ne putem apropia de Dumnezeu, că isihasul nu e altceva decât firescul vieții bisericii de a te umple cu prezența lui Dumnezeu prin calea rugăciunii și prin toată viața bisericii, dar insistând, dacă pot să spun, pe lucrarea rugăciunii, rostirea rugăciunii în tine, da? Și alții spuneau, nu asta e, ci trebuie să faci filozofie. Și Sfântul Grigorie Palama apără în trei triade, în trei scrieri largi, pe puncte, ce spune acela, care este perspectiva duhovnicească. Da? Deci vă dau un exemplu de apologie, de care eu n-am întâlnit până acum, adică poate sunt foarte puțin plimbat prin țară, dar nu prea am auzit. Nu a apărut, deci dacă vreți idei proaspete,
ar trebui cineva, undeva, la o facultate de teologie, să ia, domnule, toți apologeții și să ia texte din apologiile respective, să le comenteze, să arate un parcurs al apologiilor de-a lungul secolului. N-a făcut nimeni lucrul acesta. Lucrarea aceasta a fost să dăm gust în direcția aceasta. Să descoperim că apologiile, și o să vă spun de ce, sunt, de fapt, un material teologic fascinant, extraordinar. O să descoperim împreună de ce. Bun. Întrebarea numărul 1. Din moment ce... Vă citesc pur și simplu din Matei. La dregători și la regi veți fi duși pentru mine spre mărturie lor și păgânilor. Iar când vă vor da pe voi în mâna lor, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, căci se va da vouă în ceasul acela ce să vorbiți. Fiindcă nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui vostru care este care grește în voi. Matei 10, 18 cu 20. Mai e o parte la Marcu. Iar când vă vor duce ca să vă predea, nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, ci să vorbiți ceea ce se va, da vouă în ceasul acela. Căci nu voi sunteți cei care vorbiți, veți vorbi, ci Duhul Sfânt. Da? Și, sigur, așa, complementar, cumva, oricine va mărturisi pentru mine înaintea oamenilor și o voi mărturisi înaintea Tatălui. Cine se va lepăda și mă voi lepăda. Da? Deci, cam astea sunt reperele din partea lui Hristos. Păi cum să venim noi în fața studenților de teologie să le spunem că e nevoie de o disciplină apologetică care să... ce să facă, trebuie să vedem împreună. Eventual să formeze bune apologeți. Da? Când Mântuitorul ne spune foarte clar, nu vă îngrijiți cum sau ce veți vorbi, nu vă îngrijiți cum sau ce de nici maniera, nici ce conținutul, se va da vouă în ceasul acela, deci asta e inspirația din partea lui Dumnezeu, ce să vorbiți, conținutul, da? Și de fapt nu voi sunteți care vorbiți, ci Duhul Tatălui. Deci idealul ar fi să avem Duhul Tatălui în noi ca să iasă apologetic. Da? Apropo de Duhul Tatălui, scrie aici Duhul Tatălui vostru. Și vă amintiți de cuvintele Mântuitorului după înviere, mă duc la Tatăl meu și Tatăl vostru. La Dumnezeul meu și Dumnezeul vostru. Da? Așa pune Dumnezeu problema. Și atunci ce să explici studentului la facultatea de teologie că vrei să-l faci apologet cu disciplina aceasta? Pentru că îți va râde în față, îți va spune, stai, Mântuitorul spune diferit, ce ați mai inventat o nouă disciplină, nu mai știți ce să mai umpleți aici în program și ne-ați prins cu asta. Iar la Marcu la fel, nu vă îngrijiți dinainte, deci nici măcar nu te lasă să te ocupi înainte, da? Nu vă îngrijiți dinainte. Adică, de fapt, nu spune nădejdea în ceea ce pregătește înainte. De fapt, aici este nuanța. Da? Nu te baza pe faptul că dacă ai îngurgitat 20.000 de chestii, cum aș veni eu aici, am pregătit, am niște chestii pe care vi le citesc și atunci sunt liniștit pentru că aici vă voi livra ceea ce am pregătit din timp. Și atunci sunt acoperit. Ies bine. Am mai bifat o bună intervenție la Constanța. Nu. Știți care este metoda mea? Care e metoda bisericii. Sigur, uitați. Nu puteam să-i fac figura asta. M-am pregătit un pic. Da? Dar în realitate totul se naște aici. Se naște aici. Da? Adică mi-am lăsat toată libertatea, discursul meu nu a urmărit nicio prefabricare de acasă, ci totul se naște aici. De ce oare? Pentru că Dumnezeu e aici. Și nu știe El cel mai bine ce am de spus? Deci vedeți, principiul acesta funcționează. Să știți că în funcție de cine este în sala aceasta, în acest moment, așa se naște cuvântul meu. În funcție de oameni de aici, în mod foarte precis. Și de cine știe Dumnezeu că va mai ajunge cuvântul, pe unde va mai ajunge. E precis lucrul acesta. Dumneavoastră stârniți cuvântul. Cei care sunteți aici. Nu alții. Și știu lucrul acesta de la predici, de la toată viața mea, de pe oriunde intervin. De aici nu trebuie să pregătești enorm de acasă. Trebuie să fii prezent. Da? Bun, revenim. Nu vă îngrijiți dinainte ce veți vorbi, în sensul că nădejdea este în ceea ce se naște în momentul respectiv. Se va da vouă în ceasul acela, și eu acum aștept de la Domnul să se petreacă lucrurile așa cum trebuie. Nu voi sunteți, ci Duhul Sfânt. Hai să vedem cine ar putea fi apologetul ideal pentru viața bisericii. Cine ar fi? Conform acestor cuvinte, cine ar putea fi? Cum am putea identifica apologetul desăvârșit pentru viața bisericii? Ce ar trebui să fie sau să poarte omul respectiv?
pe Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Duhul Sfânt. Deci, putem pe de o parte să nu facem absolut nimic dacă calea pe care am ales-o prin viața bisericii ne umple de Duhul Sfânt. Punct. Dar ca să vedeți cât de redutabile sunt lucrurile, un sfânt contemporan, Sfântul Sofronie Saharov, spune ca să faci, în dialog cu Ieroteos Vlachos, episcop, ca să faci misiune ortodoxă astăzi, cu adevărat, îți trebuie două ingrediente. Repet asta foarte des. Unu, prezența Duhului Sfânt și doi, să vorbești limba culturilor cărora le adresezi cuvântul tău, misiunea ta. Adică dacă te duci în mijlocul triburilor Masai, trebuie să le știi limba, să înțelegi cultura și să-i simți pe oamenii aceia și să fii plin de Duhul Sfânt ca să poți să le transmiți într-un Duhul Sfânt. Atunci e valabil. Fac o paranteză. L-am întâlnit pe cel care gestiona mai multe țări africane, un episcop, acum ani buni, în Coreea de Sud, m-a trimis în altul, și l-am întâlnit pe cel care gestiona problema tribulor Masai. Și mi-a zis așa, au fost alții înainte, au încercat să le schimbe cultura, n-a funcționat deloc. Am ajuns și eu, s-a făcut ca ei, da? Și la un moment dat are de convertit, de botezat un adult Masai. Și spune, ce mă fac cu ăsta? Nu cu ăsta, spune, ce mă fac cu omul ăsta? Că e poligam. Eu îl botez, acum îl împărtășesc, pe acum fac cu el. Și spune, mi-a venit în suflet așa o simțire cum că nu te îngriji tu de lucruri. Tu fă lucrarea lui Dumnezeu și are grijă Dumnezeu așa pe mai larg. Și îmi spunea bucuros acum, unii din copiii lui îmi sunt preoți azi în tribul Masai. Da? Deci l-a botezat, l-a convertit. Sigur că unele lucruri se transformă în mai multe generații, nu se transformă instantaneu. Dar trebuie să ai răbdarea cu materialul acela uman, cu oamenii aceia. Da? Închid parantezele astea, deci revenim. Deci dificultatea noastră e că venim în fața, de exemplu, studentului teolog și spunem, e o disciplină apologetică. Disciplina aceasta apologetică, așa cum a fost făcut până acum, fără să dau vina neapărat pe scolastică, da? Dar pur și simplu constatăm că așa cum a fost făcută, din punctul nostru, îndrăznesc să spun, de vedere, nu corespunde etosului, simțirii, percepției, dacă putem spune așa, specific ecleziale. Adică sunt discipline unde simți duh de viață, de exemplu, ascetica și mistica, care era cursul părintelui Dumitru Stăniloae, care face o sinteză practică a filocaliei și unde pur și simplu simți că și la dogmatică, de altfel, spune, m-am străduit să ofer înțelegerea dogmatică în raport cu cu năzuințele adânci ale sufletului uman. Adică, vedeți, toată teologia este un răspuns la nevoia de viața omului. Nu există altă teologie. Da? Teologia noastră nu e filozofare de ordin religios. Teologia noastră este cuvânt care se naște din experiență și care provoacă experiență. Și sigur, mai greu poate de făcut lucrurile acestea, de exemplu, când ai niște constrângeri de ordin academic. Da? Dar nu e imposibil, absolut deloc. Poate să fie în același timp o parte, să spunem, științifică și o parte duhovnicească. Dar dacă te rezumi mai la partea științifică, riști să omori partea duhovnicească. Sau invers, dacă e doar partea duhovnicească, nu corespunzi criteriilor academice, de exemplu. Dar se poate. Deci, ajungem împreună la concluzia că cel mai bun apologet este cel care îl are pe Duhul Sfânt. Iar Sfântul Sofronie Saharov ne spune că nu este suficient ca să fie un apologet sau cel puțin un misionar, seamănă un pic, da? Ci că trebuie să vorbești și limba celor cărora le adresezi conținutul învățăturii tale. Seamănă un pic cu ceea ce spunea Sfântul Apostol Pavel, că decât să vorbească unul nu știu câte limbi, mai bine să vorbească mai puțin, dar în limba în care o înțeleg oamenii. Da? Deci contează aspectul acesta, să știi. Dar nu e vorba numai de limbă, de exprimare. Ci trebuie să te intersectezi cu preocupările acelor oameni. Adică să vezi unde le e inima, ca să te întâlnești cu inima lor.
De exemplu, la un moment dat, pe noi, în alt presfințit, ne-a trimis pe toți. De-aia am ajuns pe Facebook. Ne-a zis, oamenii sunt pe Facebook. Mergeți către ei. Așa s-a inventat Facebook. Până atunci, la mine. Până atunci îl ocoleam cât puteam. Nu atinsesem. Nici nu știam ce e aia prea bine. Așa. Când mi-a zis, într-un an, doi, am început să fiu atât de prezent că se vedea lucrul respectiv. Și sigur că ne-a ajutat foarte mult lucrul acesta. Și mai ales și în pandemie a fost foarte mult. Deci, ca să vedem un pic dificultatea sau proba pentru noi până la urmă, este faptul că dacă ne luăm după cuvintele Mântuitorului, suntem cumva în încurcătură. În sensul că El ne spune, faceți studii ca să deveniți buni apologeți. Singurul lucru trebuitor, vedem, este să simțim prezența Duhului Sfânt în noi. Și atenție, sunt mișcări în diverse culte care de-abia așteaptă mișcări harismatice, caută cu tot din adinsul să fie tot felul de simțiri, de trăiri, de stări, de nu știu ce. Noi nu căutăm așa ceva. Eventual, ele să ne caute pe noi dacă e cazul să îngăduie Dumnezeu așa ceva. Dar în același timp trebuie să fim într-o simțire că suntem în lucrarea Duhului Sfânt. Există vreun criteriu care ne dă siguranța că Duhul Sfânt este cu noi? Știe cineva un criteriu? Îți fim sigur. Gândul bun. Altă propunere. Pacea, împărtășania. Criteriul prezenței Duhului Sfânt este adevărul. Adevărul. Este Duhul adevărului. Pilat întreabă ce este adevărul. Cine este? Da. Dar el a întrebat ce este adevărul. Adică nu pot să am pretenția din partea oamenilor să se sezizeze realitățile care se descoperă prin descoperire. Aia e dificultatea apologeților, să spunem așa. Sfântul Irineu de Lugdunum, știți că a spus, unde este adevăr este Duhul Sfânt, unde nu mai este adevăr, nu mai este Duhul Sfânt. Da. Și adevărul pentru noi este Hristos. Da? Adevărul pentru noi este Hristos. Că chiar îl numim Duhul adevărului. Deci e o evidență. Sfântul Siluan Atonitul, în contemporaneitate, ne spune așa. Și, de fapt, prin Sfântul Sofronie Saharov către noi, că concret, pentru noi mă refer, nu în general, pentru noi. Dacă ajungi să-L iubești pe vrășmașul tău, dacă ai, bineînțeles, dar probabil că avem, da? Dacă ajungi să-L iubești pe dușmanul tău, sigur lucrează Duhul Sfânt în tine. Da? Iată un criteriu care e aproape obiectiv, să spunem așa. În rest, ne ducem către Scriptură. Roada Duhului este pacea, îndelungă răbdare, blândețe, bunătatea și așa mai departe. Deci, vedeți, s-au dat cumva niște repere, da? De ce ne interesează lucrul acesta? Pentru că ne dăm seama că fie apologetica, fie preocuparea cu apologetica, fie apologiile necesită din partea noastră, efectiv, prezența Duhului Sfânt. Da? O să vedem imediat cum alimentăm prezența Duhului Sfânt în noi. Deci. Nu vreau nici să vă obosesc, încerc să găsesc un echilibru. Sunt câteva cuvinte cheie care ne interesează. Apologie, apologetică, relația dintre cele două, apologet. Da? Există scriere apologetice. Există apologeți. În biserică, dacă Mântuitorul îmi spune că Duhul Sfânt este Cel care inspiră cuvântul unui apologet. Ce ziceți? Este important să ne atingem prin lectură, prin aprofundare, prin simțire de astfel de cuvinte? Ne sunt de folos? E evident. Da? Deci, propunerea mea, noastră, colectivă sau așa, de apologetică, ce este apologetica? Apologetica este disciplină. Noi am avut această disciplină, v-am spus, deseori în sensul de argumentarea existenței lui Dumnezeu cu argumentele rațiunii, deseori autonome. Adică celălalt nu servea argumente teologice, da? Trebuia să mergi pe paradigma lui. Dar noi ne dăm seama că cum să-L mărturisești pe Dumnezeu dacă nu ești animat de Dumnezeu? Da? Deci, eventual, dacă, și mi s-a întâmplat, când discuți cu un om de știință, să spunem, care este ateu, dau un exemplu oarecare, nu e sigur că e ateu, dar se poate întâmpla, el are exercițiul profesional al științei
și are o interpretare de ordin filozofic, metafizic, a datelor științei, o viziune asupra vieții. Și în registrul acesta de viziune asupra vieții te poți intersecta cu el. Tu cu o abordare teologică, el cu o abordare filozofică, metafizică sau orice alt fel de abordare. Acolo se întâlnesc. Nu te întâlnești la strict datele științei, că datele științei se cer interpretate. Și în registrul interpretării te întâlnești cu el. Din cauza aceasta, un om credincios, cu aceleași date ale științei, vede lucrarea lui Dumnezeu și se deschid toate către Dumnezeu, iar celălalt se potignește în ele. Pentru unul este tot opac și spui, ne-am oprit aici că asta este fundamentul materiei și al energiei și așa mai departe, și celălalt spune, stai puțin, dar astea sunt cumva transparente, îți dai seama de niște realități în spate. Vă fac un mic exercițiu, a apărut în contemporanitate, am mai discutat data trecută, nu lungesc absolut deloc, acel principiu antropic, adică în care și-au dat seama că constantele acestea universale, zeci sute de constante, dom'le, prea sunt bine calibrate. Nu se poate să se fi potrivit atât de bine la întâmplare. Din punct de vedere probabilistic, conform probabilității matematice, probabilitatea să se fi potrivit toate atât de bine unele cu altele, astfel încât universul fie exact versiunea pe care o cunoaștem, este practic zero. Comparat cu, spuneam și altădată, cu un arcaș care trage de aici până în capătul celălalt al universului o săgeată și merește o monedă mică. Atât de zero, practic, este probabilitatea ca lucrurile să fi venit din întâmplare. Pentru că nu se putea. În mulțimea de posibilități putea să o ia în toate direcțiile universul nostru. Da? Și omul de știință care nu vrea, că spune stați, nu pot să primesc lucrul acesta, că îl introduceți pe Dumnezeu în câmpul nostru de cercetare. Spune, a găsit o soluție. A, într-adevăr, suntem într-un univers unde s-au petrecut lucrurile uimitor. Nu avem explicație. Suntem în versiunea bună. Dar mai sunt o infinitate de universuri pe lângă pe care noi nu le știm, unde lucrurile au mers prost. Și noi am nimerit exact la unde au mers bine. Pot să caut la nesfârșit cu mintea tot felul de pertipuri din acestea. Dar nimic nu arată în universul nostru care există alt univers. Sigur, numai în SF găsești cu universuri paralele. Și în facultatea de teologie câteodată. Fiecare cu universul lui. Până se intersectează universul, le ia un pic de timp. Deci, vedeți, închid paranteza aceasta, apologetică este o preocupare a noastră în viața bisericii. Asta e pledoaria și mărturia mea asta. În viața bisericii trebuie să ne preocupăm. Avem ce face cu preocuparea aceasta apologetică. Pentru că au existat apologii. Așa cum există teologia dogmatică, care este teologisirea dogmelor, care sunt niște afirmații teologice condensate adânci despre cine este Dumnezeu, așa putem să avem teologisirea apologiilor, adică dezvoltarea prin cugetare, prin reflexie, prin experiență a conținutului numai de idei, de simțire, de trăire, de mărturie, de manifestare al lui Dumnezeu, da? Dezvoltarea aceasta chiar și în facultățile de teologie prin disciplina numită apologetică. Așa, disciplina e veche pe zona scolastică, așa în partea apuseană, este de mulți ani. Și noi am importat-o, să știți că un import. Ne-am trezit cu disciplina aceasta că am zis să fim și noi în rând cu lumea. Ei sunt avansați, să fim și noi. Dar vedeți, a rămas cam ultima. Și de-aia aveam neastâmpărul acesta. Binecuvântați. Unde mă trimiteți în sală? Se pare că ar fi un loc. Mulțumesc bine că sunteți aici. Uitați tot ce am spus, să iau de la capăt. De la ultima propoziție. Deci, repet, așa cum avem dogme în viața bisericii, adică niște condensări extraordinare teologice care ne vădesc ceva din taina lui Dumnezeu și de care avem nevoie neapărat, pe cât putem noi să le purtăm și să le înțelegem, să le simțim, să le trăim, să fie ale noastre. Și Părintele Dumitru Stăniloae spunea că a tâlcuit aceste dogme în raport cu năzuințele adânci ale sufletului uman. Adică el a resuscitat, dacă pot să spun așa, abordarea dogmatică, spunând dogmele acestea care par câteodată foarte abstracte,
au o legătură cu devenirea sufletului, cu cine este fiecare om în parte. Așa cum Hristos este un răspuns uman, dumnezeiesc uman, pentru tot omul, pentru oricine. Deci așa cum în teologia dogmatică înțelegem demersul acesta de teologisire a dogmelor, adică de frământare pentru nevoințele, pentru nevoile oamenilor a conținutului dogmatic, există această propunere făcută cu ani în urmă, cu binecuvântarea Prea Fericitului și colectivul acesta, și sincer îmi asum ideea aceasta, care o spun în continuare, fost imboldul, să spunem așa, de a propune apologetica ca disciplină care se ocupă cu teologisirea apologiilor, care, am văzut împreună, sunt niște scrieri sau niște mărturii extraordinare, pentru că ați văzut în viața Bisericii, Mântuitorul ne-a încurajat să le vedem ca fiind lucrarea Duhului Sfânt prin oameni, în cazuri foarte concrete în istorie. Da? Deci dacă sunt cuvinte inspirate de Duhul Sfânt, nu suntem nici de cum în pierdere, ca în facultățile de teologie și nu numai, desigur, da? Să dezvoltăm lucrurile acestea, să le împropriem, să ni le avem cumva de suflet, să le trăim și la rândul nostru să ne formăm spre a putea să mergem cu ceva în continuitate cu acești părinți. Da? Deci asta ar fi, să spunem, propunerea de sau reinventarea sau redescoperirea, că până la urmă ar fi descoperirea ceva ce poate să fie foarte vechi până la urmă în viața bisericii, da? De simțire a apologiilor ca cuvinte inspirate care necesită tâlcuire și să fim la școala lor. Da? Să fim la școala apologiilor. Mergând așa oarecum spre o încheiere, deși ore în șir să aș putea să ating problema aceasta, de fapt, sunt două aspecte fundamentale care pot fi făcute. Pe de o parte, descoperirea a ceea ce a fost în trecut. Dar vedeți, biserica nu ne orientează spre trecut. Biserica ne orientează spre un azi cu valență de veșnicie. Adică, trăind azi vei fi cu mine în rai. Da? Ești un viitor, dar ești un azi. Dă-ne nouă să împărtășim cu tine mai cu adevărat în ziua cea neînserată a împărăției tale. Da, dar eu mă vrătășesc acum. Dar sunt cu proiecție către veșnicie, către cine voi deveni mai deplin. Deci toate lucrurile se petrec azi. Deci nu ne este indiferent că e azi. Azi este timpul nostru. În acest azi învățăm ce s-a petrecut în trecut, adică într-un azi petrecut în trecut, tot cu valențe spre veșnicie. Și deopotrivă pregătim posibilitatea noastră de a întâmpina nevoile bisericii. Și atunci, nu numai că apologetica aceasta ar fi foarte bună să ne facă să ne intersectăm cât mai deplin cu aceste scrieri inspirate, să le studiem, să le pătrundem conținutul ideatic, dar dincolo de idei să ne impregnăm de Duhul în care au fost scrise, iar astăzi, la rândul nostru, să ne punem la școala acestor mărturisiri și să creștem și noi în Duh, adică în continuitate cu lucrurile acestea. Adică să devenim apologeți. Ce spuneam la început? Cine este cel mai bun apologet? Cel care are prezența Duhului Sfânt. Deci se poate întâmpla astăzi ca, de exemplu, un om care nu are niciun studiu să fie un foarte bun apologet, că vine oricine la el, cum era la Sfântul Antonie cel Mare, veneau filozofii și spune, uite, eu nu știu să vă răspund la toate astea, nu așa. Dar erau niște oameni care erau cu probleme, așa spune, dar uite, făcând semnul Sfintei Cruci, și le-a arătat pur și simplu, uite, oamenii ăștia sunt cu... Le-a făcut semnul Sfintei Cruci, a vindecat și ei au fost copleșiți. Da? În viața Sfântului Spiridon, de exemplu, cum au tăcut detractorii respectivi? În clipa când a făcut minuni și au spus, până aici ne-a fost cu argumentele. Acum e o copleșire. Deci avem nevoie de adeverirea Duhului în noi. Dar adeverirea aceasta, și asta e important pentru facultățile noastre, nu exclude neapărat studiile noastre și toată pregătirea pe care o putem avea. De ce? Pentru că apare partea a doua de care v-am spus la Sfântul Sofronie Saharov, să vorbești limba culturilor în mijlocul cărora îți manifesti mărturisirea. Ori, omul de știință este pe un anumit limbaj, o anumită limbă. Da? Nu numai omul de știință. Am dat un exemplu oarecare. Sunt atâția oameni
cu atâtea culturi diferite, există cultură de antrepriză, de exemplu. Intri în întreprindere, nu știu, în Franța așa vedem cel puțin, din astea transnaționale, au cultura lor. Deci când ai intrat și pe tiparul cultural al lor. Și se pune întrebarea cum să intri în interiorul culturii respective și să fii tu însuți, să nu te deformeze, în timp, zic, așa, în imediat zici că ești bine. Și să poți să mărturisești să se schimbe ceva. Cultură de spital, de exemplu. În spital au anumită, hai, vă spun una proaspătă, ce am aflat și eu. Un părinte, de-al nostru, e protopop undeva în față. Spune, într-un spital, li s-a schimbat rânduiala. Cum așa? Spune, am fost chemat într-un spital de către o doamnă care era un copilaș care era atât de bolnav încât i-au zis, opriți-vă, oprește-i viața. Și femeia asta le-a spus, eu vă spun că nu vreau să fac lucrul acesta, dar uitați, ca să fiu sigură, îmi întreb duhovnicul. Și ăștia s-au minunat, nici nu știau ce e aia duhovnic. Cine-i duhovnicul ăsta? Păi duhovnicul meu, uitați, o să mă pun în legătură și vorbesc cu el. Și vorbește cu duhovnicul și duhovnicul, adică părintele care îmi spunea, i-a spus ce trebuie să-i spune și femeia a spus, uitați, duhovnicul nu-mi dă voie să fac lucrul acesta și nu-l voi face. Ăștia uimiți. Bun. Până la urmă ce s-a întâmplat? Copilașul acela s-a născut, sigur nu a supraviețuit, a trăit foarte puțin. Duhovnicul a venit în spital și a botezat copil. Da? După aia copilul s-a săvârșit din viață și atunci, bun, mila lui Dumnezeu și bucuria să se săvârșit un copilaș botezat. Dar ce s-a întâmplat cu oamenii de acolo? Păi nu știu cum i-au făcut o poză când se precipita părintele, alerga pe culoarele acelea și cu copilul lui mică nu avea unde să-l lase. Și cu asistent, așa și mai departe, și în poza aia a ieșit că ei se îndreptau spre o lumină mare. Dar, cum să spun, știm spitalul și nu e, adică nu e un artefact din acesta de lumină că s-a văzut nu știu cum în poză. Deci, pur și simplu, au văzut o lumină. Și spune, au fost atât de impresionați, dar numai că au fost impresionați, că una e să vezi o lumină într-o poză. Bun, până la urmă spui că e un defect acolo. Dar ei au avut o simțire aparte în spitalul respectiv. Și medicul respectiv, după tot ce s-a petrecut, îi spune părintului să știți că de acum, în acest spital, ne-am reorientat strategia. Vom spune tuturor familiilor să încerce să țină copilul chiar și în condițiile acestea. Pentru că am văzut ce s-a întâmplat aici. Dar cu siguranță a dat Dumnezeu și o simțire a inimii, numai în poză s-a întâmplat ceva. Și vedeți? Asta este un gest apologetic, dacă putem spune așa. Da? Mărturisirea adevărului. Mărturisirea pur și simplu prin trăire. Dar cine sunt eu? Și ce fac eu? Fără stres de ce s-ar putea întâmpla. Și avem nevoie de curajul acesta. Exact. Pentru că nici eu nu l-am tot timpul. Da? Adică sau curaj, să spunem, întotdeauna e o estimare ce câștigi, ce pierzi, cum e și așa mai departe. Da? Complicat. Ar trebui pur și simplu să fim în Dumnezeu, să funcționăm astfel încât să fim în firescul. Uitați, dacă eu sunt, eu așa sunt. Și punct. Și s-a terminat. Acum s-a prins mult mai mult curaj în Occident. Stați liniștiți că de când cu musulmanii care n-au stresuri ca noi, așa, și noi suntem liniștiți, n-am mărturisit la rândul nostru, pentru că la un moment dat, după ani de zile, te înveți că ăsta sunt, asta e identitatea mea, asta mărturisesc și nu mai e nicio problemă. L-am învățat noi de la alții. Înțelegeți? Că altfel eram, noi eram cu minți, să nu stresăm. Și sigur, sunt și exagerări care întreb urmate. Bun, deci, închizând așa toate aceste paranteze, să reținem, fac esențial acum. Apologetica egal, posibil egal, da. Teologia apologiilor. Apologetul este cel care este, cel care caută cel puțin prezența Duhului Sfânt în el. Și deopotrivă vorbește limba celor în fața cărora se prezintă cu apologia respectivă sau cu mărturisirea respectivă. Școala apologetică într-o facultate de teologie este să-mi descopere filonul acesta care nu e numai în perioada apologeților la începutul bisericii, ci traversează istoria întreagă. Eu v-am dat exemplu cu Sfântul Grigorie Palama, da? cu disputele numite dispute isihaste, da? Și cu triadele lui. Și să nu ne considerăm noi că suntem mari apărători ai nu știu ce, ci cu smerenie pur și simplu să ne căutăm pătrățica noastră. Dar dacă de treabă, dar dacă primim apel, chemare din partea bisericii, să dăm mărturie, cum spunea Sfântul Grigorie Palama, despre temeiurile nădejdii noastre, să fim pregătiți să o facem.
și cu limba celorlalți și cu limba preocupărilor, dar și cu starea noastră în biserică. Și îndrăznesc să spun că încărcarea noastră cu prezența Duhului Sfânt se produce în felul următor. La botez, prin cincizecimea personală, adică prin mirungere, atunci primesc pogorârea Duhului Sfânt asupra mea, și la fiecare liturghie, și aș îndrăzni chiar să extind la toate tainele bisericii, spunem, cerem la liturghie să se pogoare Duhul Sfânt peste noi și peste aceste daruri. Și când mă împărtășesc cu darurile euharistice, primesc deopotrivă simțirea și prezența Duhului Sfânt. Și aceasta este cincizecimea repetitivă. De-aia în Africa au început să facă treabă în clipa când au început să liturghisească. Cât timp le-au povestit, nu se mișcau lucrurile. Și aici asta ne tragem și noi seva în Occident, de-aia slujim des, ne împărtășim, ne ținem cât putem, pentru că asta efectiv ne transformă posibilitățile sufletești în a da mărturie. Prin viața noastră, nu prin, nu știu ce, slogane și strigături, prin cum suntem noi.